dar din discuțiile care le-am avut, ne-am dat seama că ar fi o lașitate să lăsăm acum clubul în situația aceasta. Trebuie să gestionăm criza asta, să ieșim din ea, să mergem pe drumul pe care l-am trasat. Dacă o să rămânem sau nu, vom vedea. Ar fi mai justificat dacă Liga ar decide să se regace? Nu cred că este. Și mi-aș dori o suspendare minimă, poate să jucăm cu porțile închise, iar să mergem. Am jucat tot sezonul anul trecut la Compet, primele etape la Buzău. Ne-am întors pe Ioana, iar să plecăm. Și nu înțeleg cu ce suntem noi vinovați, noi, ca și... Tot în calcul acele petarde, să fi fost aduse o zi, două, înainte, pe sectoarele care au fost... Da, am stat și noi de vorbă cu unii membri ai galeriei și au spus că în viața lor n-au văzut în peluză asemenea petarde. Aveau și altfel de petarde mai micuțe, mai că puteau să le ascundă, dar că erau niște petarde deosebite care... pe care nu l-am mai văzut în peruză și că... Controlul, i-au spus că l-au făcut, dar vedeți cât de bine l-au făcut. Spuneți. Eu vreau să vă rog să caracterizați în trupă sau în orice fel galerie echipă pe Petrolul. Eu nu mă pricep la fotbal, dar țin minte, știți, și mai vechi, și mi-aduc aminte de aruncat cu pișat din după jandarmerii, de incendiat, nu, de devastat magazine, de furat dintr-o benzinărie, de bătăi, de tot felul de fight-uri, au din periodic, de când e echipa de un an de zile, de când e echipa mai treaba, că băieții ăștia nu se poate foarte civilizat. E una dintre cele mai dure care vin din țară. Așa. Și înțeleg poziția lor, vor să se afirme în piața asta galerie, nu au și în plasamenta lor. Sunt organe abilitate care trebuie să iau măsuri dacă se întâmplă lucruri de acest gen. Pot să iau eu vreo măsură? Nu, vreau doar o opinie, nu o măsură. Dar altfel să vă reproșați în vreun fel că le dați prea multă importanță unor astfel de indivizi, că până la urmă... La ce? Vrea să-l ținuți în brațe, suporte jumate zbagacoși și huligan și vorba lui Bogdan, care fără de magazine, știe foarte bine ce se întâmplă. Ați văzut vreo poziția noastră atunci când s-au întâmplat gesturile probabile că luăm apărarea suporturilor? Ați văzut vreun comunicat al FC Petrolul? Publice, de tipul celei pe care cer eu acum. Păi nu, dar haideți să luăm alt zvon sau altă afirmație care s-a făcut acum 3-4 zile după meciul de cupă, că suporterii echipei FC Petrolul au devastat unele autocare venite de la Giurgiu cu suporteri aia astea. Am cerut și noi informații și se pare că nu erau suporteri ai FC Petrolul, dar s-au pus eticheta că suporterii Petrolului au spart acele autocare. Se prea poate să fie apărut informația asta, nu despre asta vorbesc. Eu vorbesc despre o opinie personală, statul nostru, fost jucător, antrenor și part al altor echipă, despre cum se comportă o parte, sau mă rog, ce impresie lasă în general această galerie. Normal că nici mie nu-mi convine când imaginea clubului este asociată cu asemenea elemente. Dar nu avem metode de a preîntâmpina aceste acte, pentru că nu noi facem deplasările galeriei, nu noi ne ocupăm de organizarea lor, au o ligă a suporterilor și se descurcă cum pot. Clubul nu este implicat absolut deloc. Este normal ca unul dintre liderii galeriei, Octav Predan, să fie directorul de marketing al clubului pe lucruri. Nu este director de marketing. Nu este... Mie nu este mai normal ca un lider de galerie să facă parte din ce știu eu, nu este... Din ce știu eu, nu este lider de galerie. Octav a fost la începutul proiectului și este asistent marketing. Este unul, probabil, dintre cei mai cuminți fani ai echipei Petrolului. Am mai avut un titel, care a fost administratorul stadionului, era tot liderul. Nu, este un titel, este administratorul stadionului, dar este un om peste 50 de ani și este un om... Și nu este lider de galerie, este... Poate așa se explică de ce sunt petardele în incinta peluzei. Nu v-ați gândit? Am cerut, pentru că stadionul este dotat și cu camere de supraveghere în... și în interiorul și în afara stadionului, înregistrările tuturor acestor camere și cine a greșit va plăti. Povestim și teoria cu complotul pregătit
de un an de zile, suporterii anunță un carnagiu la meci cu Steaua, da, și că ar fi fost prevenit clubul pe niște canale oficiale sau... Păi da, care sunt? Acelea pe care... Acela cu suportorul din Păulești, care a venit la mine și mi-a spus, păi alea sunt. Uite, întreb, Fran, păi alea sunt. V-a spus vreodată un suporter că la meci cu Steaua vor să facă la... Nu. Nu. Dacă îmi spunea... Dacă site-urile lor și pozițiile lor publice l-au urmărit? Nu. Și acum, pe... Nu mai de câteva luni și chiar înaintea meciului am rugat anumiți oameni să termine cu trivialitățile, să termine cu scandările împotriva șefilor federației, pentru că eram deja în avertisment pentru ce s-a întâmplat la meciul de cupă cu Astra. În păcate nu putem noi controla o galerie. Aveți cunoștință de faptul că ei strâng bani acum să-i găsească un avocat, două băiatul ăsta? Nu. Nu știam. Și că au făcut un grup de susținere și că e idolul lor? Nu știam. Individul ăsta avea abonament sau nu a intrat în bilet și a făcut? În seara am aflat identitatea lui. Am difus explicarea faptul că a fost măsuri de siguranță mai slabe la meciul ăsta decât la meciul cu Sibiu. La tribuna a doua, de pildă, cu 20 de minute, un sfert de oră înainte de începerea meciului, intrarea a fost pur și simplu liberă și a fost acolo o ghesuială foarte mare de unde nu, să iasă lucruri mai rele. Măsurile au fost... La copii chiar au fost coși... La tribuna a doua vorbești? Da. Da, nu a fost... Am venit astăzi telefon de mai mulți suporteri, de mai mulți spectatori care au fost acolo cu bilet. O spun imediat. Da, spune imediat, nu, dispozitivul de pază a fost la fel, numai că mai erau 10 minute și începea meciul, din cauza presiunii spectatorilor, turnicheții s-au defectat și aveam varianta să nu mai lăsăm pe nimeni să intre să iasă ceva, așa au deschis porțile mobile și au verificat biletele și le-au rupt manual. Nu putea să intre oricine, nu au mai fost verificat, au verificat bilet. Temporale, nu au mai fost. Da. La peluză, eu am văzut cum se intra în peluza suporterilor, nu au mai fost verificați corporal. Nu, la peluza suporterilor a fost. Eu vorbesc de tribuna a doua, într-adevăr, așa s-a întâmplat, cu 10 minute înainte a fost problema asta și eu am luat decizia, am comunicat firme să deschidă porțile și să verifice biletele manual ca să intre lumea pe stadion. Am văzut că toată lumea, altfel riscam să avem o nenorocire acolo. Problemele nu au fost de la tribuna a doua. Cei de la peluză au fost verificați, între ghilimele, că vedem ce s-a întâmplat, dar nu din cauza că au intrat liber pe porți. Păi iată, așa ar fi putut apărea acele petate, nu? Da. Tribuna a doua n-are acces cu... Tribuna a doua n-are acces cu peluza suporterilor de unde s-a aruncat. N-avea cum să transmită... Și nici la peluză. La peluză s-a intrat, l-am mai intrat fără control corporal. Câți bani pierde petrolul? Foarte mulți bani. Nu pot să vă ascund că în tribuna au fost mulți oameni care i-am convins să vină alături de noi, de proiectul nostru. Oameni dispuși să investească în scurt timp la petrolul și care bănuiesc că nu vor mai face în scurt timp. Astea vreau să jucați la Curești cu porțile pusele cât au vândut în spectatorii în tribună? Sigur. Nu s-a terminat așa repede, a fost doar strict pentru evenimentul deschidere și meciul cu Dinamo. Trebuie să vă spunem că... Că nu prea aveți așa mare încredere în firma asta. Nu e vorba de asta. Trebuie să vă dezvăluim că înaintea evenimentului de inaugurare și a meciului cu Dinamo, autoritățile au avut diferite informații că se vor pregăti ceva mișcări. Și am hotărât să apelăm la cea mai bună firmă din piață și cea mai scumpă. Se pare că da. La Buzău, la meciul cu Rapid, ce firmă a fost? Galant. Că și nu s-a spus că acel meci că va fi reziliat în trafie. Și a fost reziliat. Și a făcut altul ulterior, pentru că nu am găsit altă firmă să... Am făcut astăzi pe nimic informația că societatea asta n-ar avea decât un singur salariat și vreau cu colaboratori. Nu pot să... A verificat pe cineva înainte, văd cine e, a cui e. De exemplu, acționarul principal este primarul unei comune din Iași. Un exemplu, care îl găsești cu sorpanel, cine este acționarul și nu e problemă. Sunt,
sunt 10, dar avem un buget restrictiv și firmele bune sunt din București, care te taxează odată la prețul de București, plus cel puțin 2-3 ore în plus alocația deplasării și ajungeam cel puțin dublu. La culme, cum ați adus de proști să zice că nu știam dacă putem să-l oprim cu asta. Păi de ce-l plătiți, domnule? De ce-i plătiți? Să demonstrează că la orice mers poate intra și la noi cu ăsta e bot și a fugit la lui pământul. A mers până la centru, nu s-a rugat nimeni pe el. E incredibil. Adică plătiți tot ce, nu le bani înapoi. V-am spus contractul. Toți handicaptați să-i dau tribunele la aia, dar ce au greșit? Au greșit și o să plătească. De un an și jumătate de când aveți această primă de pază, am acest incident, în afară de când la seama? La meciul de la Buzău cu Rapid, galeria Rapidului a introdus materiale pirotehnice, le-au aruncat în teren și am primit avertisment. Și au făcut față cei de la prima de pază? În ce sens să facă față? Dar au văzut față suporterilor. Dacă nu și-au făcut treaba la Buzău, de ce i-ați mai ținut? Acum, ca și o paranteză, eu vă spun și vă garantez că nu există firmă de pază în România care să poată restricționa accesul materialelor pirotehnice. Dacă dumneavoastră îmi dați, de exemplu, o firmă... Nu există un asemenea fichez, la meciul legea, practic, a intrat nici un fan al legei pe un căpetat. Da, a fost un meci. Vreți să luăm... A fost un singur meci. Asta nu înseamnă că nu s-a intrat. Sub paza lor, la niciun meci nu s-a dat. Hai să ne uităm în urmă. N-a fost un căpetat în stadion. Ce poate ține și de voință. Dar discuțiile dintre club și suporteri, cum s-au purtat în această... Știindu-se că se poate întâmpla să... Tot timpul i-am atenționat, tot timpul i-am avertizat pe cei cu care ne întâlneam, repet, pe cei cu care ne întâlneam, cel care a făcut chestia asta nu a fost niciodată la vreo întâlnire cu noi, i-am atenționat, le-am spus și lor că avem informații că membrii dintre ei au și alt fel de gânduri, nici ei nu-și explică de ce s-a ajuns aici. Cine a oferit aceste informații că se pregăteau astfel de eveniment de jandarmeria, firma de pază, de la cine aveți aceste informații? Vă referiți la evenimentul de inaugurare. Da, spune asta că la meciul de, de la autorități. Și la meciul cu Dinamo se a dat informații că se De la autorități, dacă nu știți, chiar cu 3 ore înainte de inaugurare am avut un control pirotehnic pentru a preîntâmpina un eventual telefon de amenințare. Și s-au luat măsuri de autorități să facă un control înainte ca să nu fie nevoie să evacueze stadion, conform legii. Câți bani plătiți la un meci pentru prețește? Nu putem să vă spunem, dar vă spun că o să plătească foarte mulți bani ei. A existat faptic acest telefon sau? Nu. Informații că se dorește într-un fel... Chiar un telefon de acest gen. Exact. Și autoritățile au decis să facă un control antitel. Controlul pirotehnic la vremea respectivă a avut rezultate... Bineînțeles, negative. Nu, bineînțeles, negative. Dar astfel s-ar fi, conform legii, dacă primești un telefon, trebuie să evacuezi. Nu poți să mergi pe presupunere, o fi. Făcându-se controlul înainte, deci nu mai se justifica evacuarea arenei. Explicați-mi și... Cât vă așteptați să primiți înapoi? Poftim? Cât vă așteptați să primiți acum suplanda? Măcar pe timp sau pe etape? Nu, pot să... Depinde, am zis că sunt 3 categorii de încadrare, poate să intre 48 etape, poate să iei un an de zile, Liga, Comisiile Ligii vor decide. Eu sper să judece clubul nostru cu foarte multă înțelegere. Nu putem plăti toți un club, un oraș, o comunitate locală. Avem să plătim toți pentru gestul unuia sau a 2-3 spectatori. Nu este normal. Vom plăti cu toții foarte, foarte mult. Urmează Astra Petrolul, un alt meci de alt risc. Clubul Petrol în acest moment are intenția să ia anumite măsuri vis-a-vis de proprii suporteri, raportat la meciul acesta cu Astra, nu știu, poate
să nu permită propriei galerii să intre, intenționa să avem vreo discuție cu galeria, cu suporterii înaintea acestei partide, mai ales că și acolo e un pod de tensiune de altă natură, cu șumudite și mai departe. N-am luat încă nicio decizie. N-am avut timp să ne consultăm. Vreau să mă rind nuanța asta cu o să plătim toți foarte mult. Zuse la 5 minute după ce am aflat că nu putem afla de toată factura BGS, că e o relație privată, să spun, galant, între două entități private. Cum, ce să înțeleg eu personal din asta? Avem un stadion de 17 milioane de euro, al nostru, dar pe el se întâmplă niște relații private confidențiale și niște tâmpenii de care, culmea, avem noi de dat cu semnatul ca așa, credem ca imagine tot oraș. Nu e regulă, ceva nu e regulă în ecuație. Adică din moment ce aici se cheltuiesc, s-au cheltuit o cărcă de bani publici și se cheltuiesc în continuare cu echipa. Niște sume pe care am spus că o să plătim noi ca și club mult, orașul va... Bugetul clubului e format și din bani publici. Corect. Corect. Din banii publici nu se plătesc decât salariile jucătorilor și impozitele. Înțeleg, dar dacă aveți 5 lei pentru pâine și cineva vă ia 4 ca amendă, ăla care v-a dat 5 lei trebuie să vă mai dea ca să rămâneți fără pâine. Deci, într-un fel sau altul, tot la bani publici să vă ajungi. Nu, o să ne diminuăm bugetul până la nivelul de avarie. Clar, acum suntem o candidată serioasă la retrogradare, prin ceea ce ni se întâmplă, vom juca fără spectatori, poate în deplasare toate meciurile, 4-8 care au mai rămas, astea sunt pierderile noastre. Există posibilitatea ca cei care au achitat loge să ceară banii înapoi? Au motive? Nu e vorba doar de loge aceasta. Suntem pregătiți să oferim compensații tuturor celor care au de suferit fără voia lor de decizia comisiei. Să așteptăm să vedem care este decizia comisiei, cât ce suspendare vom primi. Și ne vom consulta cu abonații, le vom oferi sezonul următor renoirea abonamentelor fără bani, vom găsi soluții ca oamenii corecți care susțin echipa să nu aibă de suferit. Și să nu-și retragă banii, că vă afectează și banii. Suntem foarte afectați deja. Plăiștenii care vor bani înapoi pe biletele de duminică, au vreo șansă să se plătească? Din păcate, sistemul informatic nu permite o redare exactă a numărul de bilete care au fost luate de fiecare persoană, o să luăm o decizie și în acest sens. Probabil sau vom oferi în compensație dacă Federația, fiind un meci internațional, ne va aproba disputarea amicalului cu Partizan Belgrad de pe 12 noiembrie, o să avem intrarea gratuită sau celor care mai au păstrat biletele. Vom încerca să compensăm pierderile oamenilor care n-au nicio vină cu ce s-a întâmplat. Păi, trebuie să cerem o aprobare de la Federație, dacă nu se întâmplă evenimentul ăsta, bineînțeles că era o formalitate, acum nu știu dacă o mai primim. Noi am vrea să o primim ca să intrăm rapid în normalitate, să demonstrăm țării că nu suntem un oraș de barbari, avem un public chiar fantastic și voi din mass media cred că ați apreciat lucrul ăsta până acum. Suntem pe primul loc în clasamentul spectatorilor. Nu putem să, pentru 2-3-10 persoane să suferim toți. În urmă cu ceva vreme, Clubul Steaua a avut la meciul cu Dinamo o parte de un tratament îngrozitor, respectiv oficialii clubului dinamovist au facilitat galeriei dinamoviste acele materiale pirotehnice care au fost aruncate până în teren. De data aceasta, Steaua este violentă și are de ce față de ce se întâmplă aici la Ploiești, de ce s-a întâmplat aseară, repet, are de ce, dar nu și-a mai adus aminte și de acele evenimente în care clubul Dinamo a fost penalizat extrem de puțin. Vă așteptați că în acest moment să primiți doar 2-3 etape de suspendare, cum a primit și Dinamo? Nu știu la ce de a încadă pe cei de la Dinamo. Deci mă gândesc că este... Hai, poate că nu fi la fel de grav, dar este la fel de grav faptul că oficialii clubului dinamovist au făcut posibilă acest și fapt dovedit, adică nu vorbim de asta ce au prezentat colegii de la televiziune sau de la sport. Da, noi am pus la treabă juristul clubului, director sportiv, să pregătim atât cât putem o apărare pentru comisia de miercuri și
să scăpăm cât mai ieftin. Dar... Vis-a-vis de ideea de premeditare, chiar observatorul partidului Paul Cardan a spus într-o declarație publică faptul că părerea dânsului este că la mijloc a fost un act premeditat. Aveți informații că acest detaliu este trecut inclusiv în observatorul dânsului? Adică se va judeca la comisie inclusiv pe ideea de premeditare conform declarației observatorului? Nu știu nici ce trebuie să spun. Bănesc că dumneavoastră ca și club aveți acces la acest document din raport de observare și probabil că adesează această informație. Da, acum lucrează director sportiv și juristul, ne vor prezenta ce au scris, ce vor susține în fața comisiei. Nu să spună din cei de la Steaua că ora un bestial. Cum au fost, cum au reacționat jucătorii Petrolului la acea fază și după ce s-a suspendat? Cam ielușei, ca și în teren. Erau supărați, ielușei. Precizat, în comunicatul parchetului, se vorbește despre rotire cu corp contundent în cazul agresorului. Deci faptul că nu s-a văzut un box pe mic pe ecran, nu înseamnă că n-a fost. Ăștia au înălțat procesul de salut acum, la judecătorie, și așa scurie asta de revenirea. Și nu mai pot contundent? Altă zvon că m-am citit și eu acum, dacă a rămas fără meme, a început Narcis să vorbească mai mult decât normal, că jucătorii mei au luat acel box de pe jos și l-a dat masorului niște inepții, aberații. Nu, era vorba de box. Nu, de box a zis. Care era scăpat de agresorul din mână. Nu știu dacă a fost ceva. Acum văd că am primit aici, am sunat din nou Renzo Roști și să spună că totuși, Galama se pare că are fractură. De acum ori am vorbit cu el plecând de acolo. De seama că îmi pare extrem rău, mi-am cerut scuze și lor, și oficialilor, și suporterilor, și... Dar, încă o dată spun, nu suntem noi de vină. Noi avem un contract cu o firmă care trebuia să păzească bunele, să nu se întâmple, s-a întâmplat. Ai amendat primul poate jandarmerii? 10.000 de roni. Plătibilă în 47.500 de lei. Rândi, de-a lungul timpului, ai și mai multe altercații cu oameni, cu reprezentanții suporterilor. Cum că din Liga a doua. Buze, nu le-ați mai dat autobuze, cu toate incidentele astea, spart de magazine și așa mai departe, s-a vorbit foarte mult și de multe ori i-ai înfruntat direct și l-ai reproșat lucrurile astea. La câteva dintre discuții asistenții. Da, o să avem o altă discuție cu ei, o să vorbim bărbătește în față, dar, repet, membrii galeriei sunt cei care i-ați văzut la meciul cu Dinamo. Și până minutul 40. Să adună 3.000 și spun, cum sunt doi cretini, ce să le facem noi? Da, ei trebuie să răspundă într-un fel instituțional. Au organizație, organizează meciul, sunt într-o relație directă cu clubul. Și cum răspund? Că așa o discut. E ușor. 3.000 de oameni vin la stadion și spun, bă, sunt noi, iar sunt cretini, erau drogați, beți. Așa s-a întâmplat în toate deplasările. Bă, n-am stricat noi autobuzul. Dar au fost doi tâmpiți. Mereu sunt doi cretini care strică tot. Cu sistemele de la stadion se pot fi identificați, interziși pe stadion, fiecare răspunde solidar cu acțiunile sale, fiecare răspunde pentru faptele sale, probabil că o să-și ia interdicție pe stadion. Solidar, asta e problema. Răspunde fiecare. Ei nu răspund solidar pentru nimic. Dacă o să identifice, o să răspundă. Până acum nu e... cu petarde. Dar nu e doar asta. Au fost aseară la spital să-i dea la capul Galamazi. S-au dus la tribunal să-l susțină pe ăsta. Netul este plin, mai bine intram toți și eu oram pe toți. E vorba de... Adică ei la 0-0, când s-a întrebat meciul ăsta suspendat, ei strigau toți. Sărim și vom acelărim. Ce să mai joci? Strigau toți. Adică elimină câte unul sistemul... Nu s-au dezis în niciun fel de acțiunea acelui. Sper că și ei au înțeles ce ni se întâmplă, cât rău pot face clubului. Sper să putem să avem o discuție bărbătească cu ei și să încercăm să schimbăm lucrurile.
Sper să fim noi, paradoxal, primul club care vom elimina trivialitățile din stadion. Putem să încercăm lucrul ăsta. Altfel nu avem de dacă eram comandantul jandarmilor, când strigau sărim, sărim și vom acelerim, introduceam dispozitivul. Aici vreau să spun și evacuam peluza și să juca. Pe ce s-a întâmplat la meciul cu Dinamo, cu acele petarde, a fost probabil mai grav. Faptul că n-a intrat pe teren acel, dar mai aveau un pic de dat foc la peluza lui Dinamo. Și a evacuat și a continuat meciul. Deci vă putem declara nemulțumit de prestația de jandarmerie? Nu putem să... Uite, ce putem să... Eu sunt nemulțumit de... Eu nu am contract cu jandarmerie, eu am contract cu firma de pază. Sunt nemulțumit de firma de pază, nu de jandarmerie. Jandarmeria nu... E vorba de lege. Înțeles că legea nu le permite să... Era mai bună legea înainte când jandarmii erau pe interior? Cred că da. Probabil că da. Cred că da. Poate exista o culpa clubului în sensul de unei lipse de prevedere în alegerea firmei de pază care să se ocupe de tot ceea ce înseamnă securitate. A existat o lipsă de prevedere în toată această poveste? Poate a fost o alegere, nu știu... Da, puteți să găsiți orice fel de culpă, ne asumăm, suntem conștienți că și noi suntem vinovați, nu știu în ce măsură. Firma de pază lucrează în baza în alegerea clubului, nu se autoimpune. Corect, dar nu noi dăm atestatele pentru firma de pază, nu?